era contractul de vânzare, cumpărare în formă autentică, să nu ipotechezi bunurile imobiliare, să nu închei alte promisiuni de vânzare, cumpărare, să nu le închiriez, în caz contrar mă oblig să suport consecințele prevăzute de articolul 244 aliniatul 1 și 2 din Codul Penal pentru înșelăciune în convenții și garantez pe cumpărătorul promitent împotriva oricărei evicțiuni și vicii de orice formă, conform articolelor la. Așa a făcut, fix. Acest bărbat a încheiat în anul 2021 o promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare pentru 3 apartamente la etaje diferite în complexul de locuințe din bariera București. A plătit în total aproape 135.000 de euro. Până la sfârșitul anului, potrivit documentelor, locuințele trebuiau date în folosință, iar odată cu acestea încheiate actele de vânzare-cumpărare. Viitorul proprietar a așteptat toate aceste termene și chiar a mers să verifice stadiul lucrărilor, doar că la un moment dat au apărut câteva situații care i-au ridicat mari semne de întrebare. Mi-a prezentat decât un apartament de la scara B, etajul 5. Celelalte două de la scara A, etajul 1 și etajul 7, spunând că nu găsește cheile. Am constatat ulterior că atât apartamentul de la etajul 1 cât și apartamentul de la etajul 7 erau dotate cu contoare de curent electric și de gaze și s-au mutat terțe persoane în aceste apartamente. Fără să înțeleagă de ce apartamentele pentru care a încheiat documente de cumpărare cu dezvoltatorul au alți proprietari, cumpărătorul a mers să ceară explicații. La care dezvoltatorul mi-a spus că nu știe nimic despre situația aceasta. Așa se face că bărbatul a angajat o firmă de avocatură pentru a-și rezolva problema în instanță. Dezvoltatorul Lupu Bărioara solicită să eșaloneze suma de bani. I-am cerut să ne prezentăm la birou notarial, prin act notarial, să stabilim exact ceea ce trebuie să facem, suma de bani, tranșele și cu ocazia asta să vină și cu un bun care să acopere suma datorată. Viitorul cumpărător a încheiat cu dezvoltatorul ulterior și un act adițional al promisiunii de vânzare inițiale la un notar din Ploiești, document care stabilea un alt termen de dare în folosință, după care, dacă nu era respectat, putea primi despăgubiri. Cu suma de 166.000 de euro, deci eu înțeleg din acest act adițional pe care vi-l pun la dispoziție, fie primește apartamentele 1-7-2023, pe lângă apartamente mai primește și o penalitate de 15.000 de euro, nimic scadent la zi, fie primește în schimb apartamentul o sumă de 166.000 de euro. Și de aici cred că înțeleg din acesta că dezvoltatorul a ales să-l despăgubească la data scadentă. Am plătit în 2018 7 apartamente la etajul 5, da? Urmând ca în anul 2020 să intru în posesia lor. Acum în decembrie am fost în birou la Mihai Lupu, rogându-l să-mi facă contractul de vânzare final pentru apartamentele respective și am fost dat afară din birou cu înjurături. Dar de ce? Sub ce motiv? Un motiv că nu vrea să mi le dea. Nu avea niciun motiv oarecare. Deși ați făcut acele promisiuni? Am făcut acele promisiuni, am vorbit în toți anii aceștia cu el, mereu, da? Mi s-a restituit pe un apartament contravaloare la 55.000 de euro. Cuvinte, a încheiat niște promisiuni care erau cu plata eșalonată, iar în timpul acestor termene, în cadrul acestor termene, respectiva persoană s-a răzgândit, sens în care s-a încheiat și un act adițional și dezvoltatorul l-a despăgubit, rămânând în clipa de față doar 45.000 de euro rest de plată. Cei doi cumpărători nu acceptă faptul că au fost păcăliți și au depus plângere la poliție. Avocații lor vor intenta și un proces în instanță.